La sfârșit va fi un spațiu de întrebări de jumătate de oră pentru toți cei trei participanți. Onorată asistență, dragi noștri, despre ce ar putea să vorbească un preot în ceea ce privește icoana. Mi-a fost problema celor două dimensiuni pe care iconalul trebuie să și le asume. Și anume dimensiunea mărturisitoare și dimensiunea liturgică. De ce? Pentru că de multe ori, așa cum vedem, lumea de astăzi caută să simplifice și mai mult decât atât, există chiar și o dărută în ceea ce privește această tradiție iconografică. Eu însumi am trăit această experiență, am fost ghid la schitul Durău, am fost ghid în perioada verii la schitul Durău și acolo știți ce pictură este. Deci este pictura lui Nicolae Toniță. Eram ghid, explicam și eu când mă pricepeam, a venit un artist să-mi explice, băi, că uite, dacă te uiți la apostol și dai, mă rog, aura deoparte, sunt niște țărate pe cea plouă. Extraordinar, da? Cea plouă. Și zic, ce mai este sac? Trebuie să fii... Eu nu sunt un cunoscător al tehnicii neapărat, dar mi-am pus această întrebare. Ce este cu Nicolae Toniță? Deci trei ani am fost ghid acolo, am explicat mai mult istoric, așa, pentru că este pictura Nicolae Toniță, este în Naos, în Pridvor este o altă pictură. Nu prea știam cum se armonizează cele două, cum nu aveam nimic comun. O a doua experiență pe care am trăit-o anul trecut, având ocazia să merg la Roma, pentru că avem o extensie a Facultății de Teologie pentru Românii din diaspora la Roma, am văzut pentru prima dată, am intrat și eu în Capela Sixtină și lăsând la o parte Degetul lui Dumnezeu din Geneza, am văzut Înfricoșătoarea judecată a lui Michelangelo, Capela Sixtină. Și vă mărturisesc că m-am îngrozit. M-am îngrozit de ce? Pentru că de la Mântuitorul Iisus Hristos, care este reprezentat așa ca un... vine cu o teroare. Deci, toată judecata din urmă, cum vreți să-i spuneți, este de fapt îngrozitoarea judecată. Mântuitorul, Maica Domnului, îngrozită. Totul este un dinamism al groazii. Deci creează, vă dați seama, ce să spun eu, care sunt așa mai plăvan, am zis, domnule, asta nu are nimic de a face, nici măcar erezie nu este. E o blasfemie extraordinară, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, la judecata universală, este blând. Chipul Mântuitorului este tot blând. Este blând și luminos și în lumina chipului Mântuitorului, noi ne vedem și ne îngrozim noi de întunericul din noi. Mai mult decât atât, trupurile acelea, știți, Michelangelo știa foarte bine anatomia, trupurile acelea cărnoase, așa, care am aflat că majoritatea erau organele la vedere, adică un alt papa, am înțeles că a dat ordin ca să fie acoperite cu frunză, cu ceva. Deci, pur și simplu, o cădere, în loc să te înalți, o cădere a Dumnezeiescului în... nu în uman. E mai mult decât căderea umană. Deci, mi-am pus întrebarea
când s-a pierdut icoana. Și dacă noi mai păstrăm această icoană, și m-am referit la Nicolae Tonița, dar când mergem la Doamne ferește, nu am, fac un proces, știți foarte bine. Dar stilul acesta, ăsta e un Grigorescu, ăsta e un Tonița, ăsta e un Tatarescu, și așa mai departe, m-am întrebat în ce măsură acestea acoperă icoană. Pictura murală a bisericii, având în vedere că noi spunem pictura murală a bisericii, icoană, este veșmântul liturgic al bisericii. Mi-a pus de asemenea întrebarea în ce măsură noi putem să modernizăm arta icoanei. De ce? Pentru că și în teologie, vorbim, avem câțiva profesori de dogmatică, bă, Olbea, spun mie așa, fii atent. Bă, dacă nu ne modernizăm, nu prea înțeleg eu ce cu modernizarea asta. Știu că înseamnă progres, dar progresul, cum să vă spun, este pe altă ideologie, ideologia evoluționistă. Deci mi-a pus întrebarea, în ce măsură noi putem să modernizăm icoana? Pentru că tot ceea ce spuneam, nu? La Grigorescu, la Tonița, la Durov, am spus trei vere, am pus ghid acolo. În ce măsură, deci, putem să adaptăm icoana la noile mentalități? Și în ce măsură vorbim despre înnoire, creativitate, originalitate și stiluri în icoană, în icoana ortodoxă. Având în vedere că icoana ortodoxă, așa cum ne învață părinții, teologii, este o frumusețe dumnezeiască revelată. Și așa cum spunea Alexandru, pictorului, iconarului, nu îi rămâne decât să se retragă în umbra icoane. Adică și creatorului și creștinului, atunci când ești prea plin de tine, ești gol de Hristos. Și nu am reușit să dau un răspuns la o asemenea întrebare. Probabil că domnul Ștefan Ionescu Berechet vorbind despre pictura bizantină, va vorbi despre această tradiție. Deci, în ceea ce privește icoana, în ceea ce privește această liturghie a icoanei, pentru că vorbim despre o dimensiune liturgică a icoanei, întrucât icoana exprimă, așa cum spunea cineva, inexprimabil. Ceea ce știu este că simbolismul creștin nu este limbajul particular al unui individ. Limbajul particular al unui secol. Nici chiar limbajul particular al unei națiuni, ci este un limbaj, să zicem noi, într-un termen bisericesc, sobornicesc, nu? Ca să vedem. Care ține de catolicotită, dar așa o traducem noi. Slavă sobornicesc. Deci, în ce măsură noi reușim să înlăturăm ca iconari, iconarul reușește să înlăturim excesul acesta de personalitate. Îndrumându-i celui care se apropie de icoană, îndrumându-i mintea și inima către conținutul care depășește imaginea propriu-zisă. Care duce la ceea ce părinții numesc teoria, la contemplarea prototipului cu adâncă smerenie. Deci, arta iconarului nu este un subiect neutru. Și este o problemă de credință și credința este cea care se așează în icoană. Pe ce? Pentru că icoana întotdeauna este un prilej de întâlnire. Iertați-mă, chiar însă și ideea de expoziția icoanei mi se pare un pic. Dar, mă rog, ne adaptăm.
Prima reacție care am avut-o la Buzău, unde este un pictor foarte talentat, dar bine, el spune că nu prea, că este artist, dar a depășit. Nu știu dacă există un grup intelectual care depășește partipriurile confesionale. Eu personal nu înțeleg, dar deci era o expoziție acolo și m-am dus ca... Da. Eram și un diaconaș acolo și mi-a părinte, sta să vedeți cu tehnica asta, că mă apar n-am de tehnică, zic, da, eu știu cum mă închin icoane și simt în icoană, simt că mă întâlnesc cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Măicuța Domnului. De ce? Pentru că mă închin în fața icoanei, pentru că sărut icoana este, de fapt, o îmbrățișare. Deci, ceea ce am înțeles eu de la Capela Sixtină, spre exemplu, dar nu sunt critic, Doamne ferește, mă raportez și eu ca un țăran care a fost crescut cu icoana. Când s-a pierdut icoana? Când s-a pierdut icoana? Când s-a pierdut la noi acest sens profund al icoanei? Tablourile sunt fără îndoială minunate. Dar trebuie să aibă, deci icoana trebuie să aibă această dimensiune mărturisitoare și să fie o expresie profundă a credinței. Pentru că, așa cum învățătoarea de credință are dogmele ei și icoana are canoanele ei, și ea trebuie să reprezinte pentru noi un înalt mod de cunoaștere. Deci, pe de altă parte, icoana nu este un scop în sine, apropo de frumusețe. Ea este doar un mijloc pentru a-L vedea pe Dumnezeu, pentru a gusta ceea ce este Sfânt. Și această artă a iconarului este frumoasă pentru că este adevărată și spune Sfântul Ioan Damaschinul, apărătorul icoanelor, am văzut chipul românesc al lui Dumnezeu și s-a mântuit sufletul meu. Deci, dincolo de compoziția cromatică, de calitățile, de tușe, cum spune dumneavoastră, că nu mă pricep la toate aceste aspecte tehnice, icoana trebuie să cheme spre contemplarea prototipului. Sau, cum spunea cineva, icoana trebuie să fie un discurs care, de fapt, se pierde în tăcere. Icoana trebuie să deschidă posibilitatea minții și a atenției de, pentru a se elibera de accidente și, așa cum spunea cineva, de a se urca către prototip. Cum are, cum poate o icoană să aibă putere duhovnicească? Cum putem noi să înțelegem icoana înrădăcinată în tradiția sfântă a Bisericii? Spune, da, fiecare epocă are și trebuie să fim dinamici. Și aș întreba în ce măsură putem fi dinamici în această tradiție a icoanei. Da, suntem dinamici, dar dinamismul nostru nu este, de fapt, o modă care se schimbă odată cu secolele sau cu toposul, cu locul, ci este, de fapt, un dinamism al Duhului, al Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care zidește tradiția vie, Sfânta tradiția Bisericii. Și citesc pe Alexei Homiacov, că nu vreo persoană oarecare, nici mulțimea persoanelor cuprinse în biserică, nu păstrează tradiția. Și aceasta este lucrarea Duhului Dumnezeu trăind în comunitatea bisericească. Deci există o forță, o putere tainică a icoanei, deasupra tuturor nuanțelor locale, temporale, personale, și trebuie să spunem, pe de altă parte, va spune cineva, domne, lăsați-ne cu conservatorismul ăsta. De ce? Pentru că nu trebuie să rămânem doar la ceva învechit.
sau, cum spunea cineva, la un repertoriu conservator de modele. Deci, ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea, la noi, în spațiul românesc, încă merită analizat. Întrebarea mea și este adresată iconarilor, pentru că eu, nefiind specialist, nu pot să dau o soluție. Cum vom regăsi în secolul 21 această tradiție sfântă a Bisericii în icoană? Pe de altă parte, există această, eu fiind la Buzău o perioadă, am avut o experiență pe care o mărturisesc. Nu dau nume, n-am asta, dar sincer m-am smintit un pic. De ce? Pentru că am văzut pictori care, după ce mai fumau și mai drăgeau, mă rog, nu știu ce, mai pictau, zice, acum merge să mai pictăm un pic cu Crist. Deci, problema este profundă, este duhovnicească. De ce? Pentru că, într-adevăr, iconarul este un liturghisitor. Iconarul este un mărturisitor. În limba greacă, cum se spune la iconar? Agiograful. Agiograful. Dacă este agiograful, da seama, agiograful sunt cei care au scris Scriptura și așa mai departe, au șezat Revelația în cuvinte. Deci, cred eu, s-a pus problema anul trecut a chirotesiei iconarului. Asta e mai greu. Mai greu pentru că chirotesia poate să o săvârșească numai arhiereu. Dar preotul poate să rostească și probabil că mulți dintre iconari cer binecuvântarea preotului rostind rugăciunea. Nu e o rugăciune specială. Da? Și cred eu că revenirea spre această dimensiune duhovnicească dimensiunea duhovnicească a icoanei, dar mai ales pregătirea iconarului. Deci dacă ești mărturisitor și dacă liturghisești, pentru că liturghisești prin această icoană, atunci prin alta aceasta, nu ești un simplu zugrav. Noi nu zugravim pentru că această pictură murală, icoanele, nu sunt doar un decor, ci ele sunt o expresie a credinței și, așa cum spunea, nu știu care dintre Sfinții Părinți, cred că tot Sfântul Damaschinul, spunea, dacă vrei să vezi credința Bisericii, uite, n-ai decât să privești pictura, să o contempli. Acum, nu știu în ce măsură pictura murală și icoana reprezintă cu adevărat învățătura Bisericii. Este o temă pe care a dezvoltat-o foarte frumos Michel Chernot. Deci, căutarea mea este aceasta. În ce măsură iconarii își cultivă această dimensiune duhovnicească, adică se îmbisericesc. În Grecia se referea la profesorii de teologie, pentru că în Grecia profesorii de teologie la rigoare puteau să fie și atei. Spre exemplu, un profesor, nu mă fie să spun, un profesor de Vechiul Testament, a zis, sunt om de știință, n-am treabă cu credința în Dumnezeu. Eu sunt profesor. Sunt cercetător în Vechiul Testament. Nu-i dau numele, dar un profesor foarte bine prevedit, adevărat. Și atunci, grecii au spus, domnule, zice, se întâmplă următorul lucru. Profesorii nu se îmbisericesc și deci profesorii nu se îmbisericesc și preoții nu teologisesc. Deci două, pentru că așa cum spune Sfântul Grigore Palama, nu cugetându-L pe Dumnezeu, cunoaște Dumnezeu, ci teologisindu-L pe Dumnezeu, și asta este valabil pentru preoți, pentru profesori, dar și preoții care sunt doar buni bisericași și care nu pătrund în această taină, adică nu ară și mintea lor cu toate această lectură bisericească, ei cad în aceeași greșeală.
Deci, câteva probleme. Sunt multe, eu am un material mai bogat aici, dar... Da, da. Două minute? Bun. Da. Propunem, așa, ca o discuție. Problema aceasta a înțelegerii corecte a simbolurilor care, a simbolurilor creștine, care nu sunt, cum spunea cineva, semne convenționale. Deci, știm foarte bine, iar iconarii știu cel mai bine, că fiecare parte a bisericii simbolizează ceva, cerul care coboară pe pământ. Deci, dacă ar fi să pornim de la ceea ce spune iată, Mântuitorul, iată, eu pe toate le fac noi, noi le fac pe toate. În liturghie, liturghia pe care noi o oficiem, suntem conștienți. Liturghia nu se repetă. Fiecare liturghie este o liturghie nouă. Noi nu repetăm liturghie. La fel se pune problema și în icoană. În ce măsură icoana nu repetă, ci icoana este nouă și reflectă această noutate duhovnicească. Deci Ortodoxia este veșnic nouă și aceeași. Dar, așa cum spunea și citesc, un critic de artă, Ortodoxia nu este nouă tipic modal, după cum iconografia nu este nouă format, ci este numai duhovnicește. Căci Hristos trăiește în Ortodoxie, același, ieri, azi și în veac. Dar este nou pentru că este viu. Așadar, dacă vreți, mesajul este acesta. În ce măsură suntem noi? În ce măsură putem vorbi despre o modernizare a icoanei? În ce măsură pictura, icoana, stilul de a iconiza este și contemporan, dar este în același timp și rădăcinat în tradiția sfântă a Bisericii. Vă mulțumesc!